Ar fi o realizare sufletească pentru că am muncit foarte mult și am suferit foarte mult să ajung aici. Aici. Pentru noi ar însemna ceva să reușim să intrăm în elita celor mai bune 6 echipe din Liga 1. Cred că merităm să fim acolo. Jocul care l-am arătat în acest an și calitățile deosebite ale unora dintre jucătorii noștri fac ca noi să pretindem pe bună dreptate această clasare, dar știți cum este la fotbal, că depinde și de, în primul rând, de punctele care le avem. Astăzi, când vorbim, suntem acolo, mai avem nevoie de un mic hop, de un punct și ar fi extraordinar, mai ales că am avut momente foarte rele în acest an. Începutul de campionat. Începutul a fost bun, dar după aia am intrat într-o vrie și au fost momente când chiar ne gândeam că o să luptăm asidu pentru evitarea retrogradării. Deși jocul echipei și calitățile unora dintre jucători îmi dădeau speranțe, totuși lipsa de rezultate îmi crease anumite temeri că o să fie rău și în acest an. Până la urmă ne-am revenit, am reușit remontada, sau aproape am reușit-o, când nu se mai așteptau foarte puțin, dar poate și eu eram destul de pesimist. Chiar dacă ne adânc cu inima, mai gândeam că s-ar putea să se întâmple. Și diseară sper să avem un happy end, să ca de mâine încolo să vedem lucrurile altfel. S-a vorbit la meciul cu Hermannstadt de prime, s-au păstrat primele băieților, cât păi, sunteți dispus? Deci la noi și anul trecut și anul ăsta sunt prime, pentru că suntem o echipă care venim de jos și avem nevoie de să facem pași. Acesta era un obiectiv destul de important și noi am premiat, deci prin înțelegerea dintre părți, am stabilit o primă destul de consistentă pentru accederea în grupa celor 6 echipe. Și sunt jucători care au, deci vă spun, între 5 și 15.000 cam așa există, în puncte și de valoare a jucătorului și de modul cum și-au negociat și de aportul lor pe teren. S-ar rupe stadionul în două dacă ar fi un meci la titlu între ambele clare? La titlu nu avem noi cum să intrăm, dar oricum stadionul va fi full dacă vom juca cu CSU, cu toate, cu FCSB, cu Farul, cu toți, mai ales cu Rapid. Deci dacă intrăm în play-off, dacă se întâmplă acest lucru pentru noi, cred că o să avem meciuri foarte, foarte frumoase la Craiova cu un stadion, dacă nu o fi full, dar aproape full. Cu domnul Diosighi ați avut șansa să vorbiți? Mai e supărat? Cum? Nu, n-am vorbit până acum, sper să-l întâlnesc astăzi. Am vorbit ultima oară la Târgu Jiu când am jucat meciul tur, dar astăzi sper să-l întâlnesc și oricum ce i-am transmis și prin intermediul media respectul clubului nostru pentru Sepsi și faptul că noi îi apreciem foarte mult această grupare și îmi pare rău că s-a ajuns la aceste disensiuni, dar până la urmă lucrurile se vor încheia astă seară, indiferent cine se va califica, ambele echipe merită asta, deci și noi și Sepsi merităm la fel de mult, probabil că diferența o va face șansa, forma de moment, știți cum este la fotbal. Aveți informații că vin fanii susținători ai Craiovei din... Nu, am informații că nu vin. Deci eu din ce știu, ori fi zis 15 inci așa strecurați, dar nu cred că... Pentru că, vedeți, față de Sibiu, aici cei de la Sepsi au posibilitatea să reglementeze mult mai ușor accesul, pentru că e un stadion mai mic și acolo oamenii au niște pârghii juridice mult mai ușor de pus în practică. Ar fi accederea asta în play-off o cale de a vă împăca cu galeria, să mai treceți peste... Eu n-am treabă cu galeria, să știți că e o galerie la modul general, dar acolo un grup mai deosebit prin manifestarea din galerie care am spus și am avut, dar eu n-am o problemă cu galeria la modul general, ci am o problemă cu un grup din galerie care încearcă să își impună anumite criterii. O calificare în play-off aduce și jucători la națională sau nu neapărat, vedeți jucători la națională? Da. Nu la asta mă gândesc, că sincer, la națională noi stăm prost, nu mai suntem Craiova de acum 15 ani, când avea 7-8 jucători la echipa națională a României de tineret, de exemplu. Pentru că asta e, am trecut prin ce am trecut, a trebuit să o luăm de jos. Talentele au fost luate de alții și nu mai sunt la noi în curte. Și a trebuit să modificăm puțin proiectul, să apelăm la jucători din afara țării. Care ajung la alte naționale, de fapt. Să ajungă, unde intră ei, da. Uite, se pare că și companiile are șanse. Da. Chiar dacă acum a ratat-o, dar faptul că este în atenția lui selecționerului Italiei nu este de aici, acolo. Și vă mai spun o chestiune, el dacă va juca bine, inevitabil se va ajunge acolo. Când s-a dat rejucare, ați avut emoții? La ce v-ați gândit prima oară? Nu, am fost foarte optimist pentru că, în primul rând, moral era copleșitor în favoarea noastră
Și am găsit această nereglementare în regulament a xenofobiei. Deci, practic, în regulament, xenofobia are decât două sancțiuni, amendă și disputarea meciurilor fără suporte. Nu e prevăzută pierderea meciului cu 3-0. De fapt, dincolo de rasism sau xenofobie, că amândouă sunt la fel de rele, nicio meci din Europa nu s-a întrerupt, dar s-au rejucat, toate s-au rejucat. De asta nu înțeleg eu că multă lume bate fierul pe chestia asta legată de faptul că, vezi, Doamne, ce mai contează că a fost xenofobie sau rasism? Nu mai contează, pentru că, indiferent ce ar fi fost, niciunde în Europa nu se pierd meciurile, meciurile se rejoacă.